Parcul Iore, actualmente parcul al satului Ancuza, este situat în partea central-estică a Bucureștiului, în sector 3. În perimetru delimitat de străzile Camil Resu, Liviu Lebreanu, Câmpia Libertății, Câmpia Brâncuș, Baba Novac și Nicolae Grigorescu. Este locul de recreere pentru locuitorii cartierelor Titan, Tristor, Valta Albă și nu numai. Cu o suprafață de aproximativ 85 de hectare, este unul dintre cele mai mari parcuri din București. Parcul a fost amenajat încă din anii 70. În acest parc se află și biserica Păgărârea Sfântului Duh, construită din lemn în stil maramăroșean, între anii 1994-1996. Totalitatea unităților de spațiu verde existente în perimetrul urban și în zona periurbană constituie într-o structură spațiu funcțional unitar în funcție de factorii naturali, sociale, economici și de mediu construit, sistemul spațiilor verzi, urbane și periurbane. Definind noțiunea de spațiu verde intraurban și periurban,
precizăm că acesta este o categorie funcțională din cadrul localităților sau din afara acestora, care se caracterizează prin existența un cadru vegetal natural sau amenajat, existența un cadru construit comprinzând amenajări și dotări corespunzătoare unor activități culturale, sportive și de recreere ale populației. Lacul parcului este lacul Titan. Este un lac de origine naturală, despărțit de podul Liviu Rebreanu în două segmente, numite lacul Titan 1 și lacul Titan 2. Pe lac există 5 insule, numite insula pensionarilor, insula Iore, insula câinilor, insula trandafirilor și insula rânecaților. Spațiile verzi, intraurbane mai ales, influențează puternic și pozitiv microclimatul urban, specific prin oxigenarea și purificarea aerului. Reducerea valorilor aptitudinilor termice al aerului și creșterea umidității relative a acesteia. Prezența spațiilor verzi de masă în urmă de cimeș și beton face ca între aceste zone verzi și zonele construite se formeze adevărate brize urbane. Parcul Tineretului este situat în partea de sud a orașului București, la o mică distanță de zona denumită Valea Plângerii, având o suprafață de circa 80 de hectare. Parcul Tineretului este o alegere perfectă pentru a scăpa de orașul zgomotos. Arhitectul Valentin Donos, proiectantul parcului, a avut în vedere realizarea unei zone vaste de verdeață pentru odihnă și recrearea populației din ansamblul de locuințe din partea sudică a orașului.
Parcurile sunt spații verzi autonome sau mai rar aferente unor monumente importante, cu o suprafață de cel puțin 20 de hectare și o mare complexitate funcțională, necesitând o administrație proprie. Ele fiind absolut necesare în cazul orașelor cu peste 50 milioane de locuitori. Spațiul verde urban constituie un mediu deosebit de favorabil pentru practicarea numeroase forme de recreere, cum ar fi repaus relativ, plimbări, diferite activități sportive și artistice, jocuri pentru copii. Amenajarea parcului a început încă din 1965 și lucrurile au durat până în 1974. Diferențele mari de nivel de până la 16 metri au necesitat o modelare a terenului pentru a se putea pune în valoare oglinda lacului. În cuprinsul parcului a fost amplasată sala polivalentă, destinată unor acțiuni culturale și competițiilor sportive. Parcul dispune de mari suprafețe de joacă pentru copii și spații de odihnă. Lacul Tineretului are o suprafață de 13 hectare. Este alimentat natural din pânza freatică și are 3 insule, dintre care 2 sunt legate de mari prin poduri mici. Lacul adăpostește specii rare de păsări ce folosesc zona pentru hrană sau repaus în timpul migrațiilor și al iernii. Zilele călduroase, pentru a scăpa de cimentul și betonul încins, alegerea perfectă este o plimbare pe lângă lacul Tineretului.
Spațiile verzi armonizează peisajele artificiale urbane cu cele naturale și reprezintă ambianța în care viața umană se corelează cu elementele naturale sau artificiale ale acestora. Prin funcțiile pe care le îndeplinesc și influențele profunde asupra unor componente ale spațiului urban, spațiile verzi urbane au importanță deosebită în dezvoltarea și menținerea echilibrului fizic și psihic al omului. Spațiile verzi constituie un echipament social indispensabil, dar din păcate pe cale de dispariție.